Capitolul 2. Vindecarea slăbănogului. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice slăbănogului: Păcatele îți sunt iertate? Ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva!